Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zachman și vă invit la Insider Politic. Valorile penale ne-au plecat peste hotare. Sorin Oprescu, Alina Bica, Mario Iorgulescu, Prințul Paul trebuiau să domicilieze acum într-o cămăruță cu cel puțin un pat supraetajat. În schimb, ei sfidează justiția română și ne transmit salutări calduroase din Grecia, Italia sau din alte țări însorite. Ce face statul pentru a aduce înapoi diaspora fugară? Ne răspunde imediat ministrul Justiției, Cătălin Predoiu. Câtă corupție mai e în România după aproape 20 de ani de când politicienii au decretat marea luptă anticorupție? Mai e implicată Laura Codruța Kövesi și chiar și de la distanță? Se va face vreodată dreptate în cele trei dosare cât o rușine națională, Revoluția, Mineriada și 10 August? Sau în justiție funcționează de asemenea deviza, luna trece, leafa merge, plus pensia specială? În următoarea oră vom sta strâmb și vom judeca drept. Începem. Domnule ministru, bine ați venit la Insider Politic. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Există această percepție în societate că DNA nu mai funcționează cu puterile turate la maximum, că politicienii pot fura în liniște. Dumneavoastră, ca ministru al Justiției, cum vedeți acest fenomen? Eu mă raportez la date oficiale și pot spune pe baza lor că percepția aceasta e departe de realitate. În orice caz, pe ce date am oficiale, pe statistici, în niciun caz eu nu pot să subscriu unei astfel de afirmații. Dimpotrivă, DNA a făcut și în ultimii ani eforturi de a își îndeplini atribuțiile stabilite de lege, de a identifica, investiga, ancheta și inculpa fapte de corupție. Dar lipsesc și numele cu greutate, totuși, din aceste anchete. Nu știu dacă lipsesc, dacă ne gândim de perioada că, spre exemplu, în ultimii ani au fost mai puțin de 5 cereri de ridicare a imunității, deci vorbim de oameni politici cu profil pronunțat, membri ai Parlamentului. Paradoxul este că Parlamentul, schimbându-și atitudinea în bine față de aceste cereri adresate de către procurori... Adică nu le mai blochează. Da, și nu mai fac niciun fel de discuții, obiecții pe fondul cauzelor, pe fondul dosarelor. Aceste cereri au fost întotdeauna satisfăcute în limita regulamentului Parlamentului și a legii cu promptitudine. Și atunci nu a mai fost atâta dezbatere, atâta discuție, dar spuneam că e un paradox. În anii în care exista această percepție că DNA este foarte activ, unii spuneau că e hiperactiv, alții spuneau că e mai puțin, ca și astăzi existau păreri și păreri, percepții, dar în acei ani existau dificultăți, într-adevăr, în ceea ce crește ridicarea imunității pentru parlamentari care trebuiau să răspundă întrebărilor procurorilor. Și atunci, creându-se acest subiect, evident că se profila mult mai bine și instituția care formula cererile respective. Este doar un exemplu care se referă la lipsa de profil sau de nume, cum spuneți dumneavoastră, lăsând la o parte faptul că nu cred că asta trebuie să fie un scop în sine, și anume de a evalua activitatea unei instituții după reputația sau celebritatea persoanelor anchetate sau inculpate, trimise în judecat. Dar făceam trimitere la statistici. La bilanțul DNA. Dacă îmi permite să vă dau câteva date exact extrase din bilanțurile, din documente oficiale ale DNA, aș putea să vă informez și pe dumneavoastră și telespectatorii că în ultimii ani DNA a trimis, de exemplu, în 2022, 404 cauze trimise în judecată cu rechizitoriu. Deci, spre deosebire, 2021, 317. Deci, 2022, 404, 2021, 317, 2020, 306, 2018, 196. Deci, vedeți că în 2022 este un an record cu 400 de cauze trimise în judecată. Inculpați trimiți în judecată. 2022, 779, din care 65 în stare de arest. 2018, 556. Toți anii, da, fac un exercițiu de comparație între 2018-2022. Deci 779 versus 556, da? Inculpați condamnați în 2022, 439, în 2020, 450. Achitări în 2022, 20%, în 2019, 52%. Încă două, trei date.
dosare mai vechi de 5 ani aflate în lucru. În 2023, 263, în 2020, 455. Deci, scad achitările, crește numărul de inculpați, numărul de cauze trimise în judecată. Asta este un indicator foarte bun. Dacă vorbim de sesizări primite, în 2015, DNA primea 3315 sesizări, urmează câțiva ani cu scăderea accelerată a numărului de sesizări, după care revenim în 2021-2022 cu peste 2000 de sesizări. Sesizări din partea societății, exact, sau din partea instituțiilor? Și cred că, în general, că DNA are în bilanț toate aceste sesizări. Deci asta înseamnă și o creștere a încrederii în procuror. Prin urmare, dacă ne uităm la cifre, ele așa reci cum sunt, ne arată adevărul. Și anume că DNA nu și-a redus turația motoarelor, dimpotrivă lucrează la o capacitate în acord cu aparatul pe care îl are, cu competențele pe care le-a, pentru că e și iar o discuție. În ultimii ani DNA a mai pierdut din competențe în urma unor modificări legislative succesive, a pierdut evaziune fiscală peste 1 milion de euro. A pierdut cauzele care, prin legea europeană, merg către EPO, aproape o treime din cauze. Către parchetul condus de Laura Codruța Chioveși. Da. Deci, per total, sunteți mulți. A pierdut cauze de lapidare. Eu spun în continuare că DNA este o instituție care funcționează în mod eficient, și îndeplinește obligații stabilite de lege în sarcina sa, de anume de a combate corupția fără nicio rezervă. Iar această concluzie, dacă vreți, este întărită și de evaluări independente, evaluări în afara cadrului instituțional național, în rapoartele mecanismului de cooperare și verificare. DNA a primit mai totdeauna evaluări bune și foarte bune. În raportul stat de drept, de asemenea, se menționează faptul că România are un track record solid în materie de combatere a corupției și este nominalizat DNA. Iar dacă tot vorbim de raportul stat de drept, dacă veți analiza secțiunile la toate statele membre ale Uniunii Europene, veți vedea că mai puțin în 3 state europene, în absolut toate celelalte state, există preocupări, îngrijorări, recomandări legate de lupta anticorupție. Fie că anchetele trenează, fie că judecățile trenează, fie că legislația nu este adecvată combaterii corupției sau că guvernul nu alocă destule resurse pentru combaterea corupției. Doar 3 state au stricte valori pozitive. Finlanda, Estonia și Letonia. În rest, toate celelalte state membre au în continuare chestiuni de rezolvat în materie de anticorupție. Iar România se plasează într-o zonă, hai să spunem, de mijloc, în care, pe lângă câteva recomandări care sunt date, în special legate de resursele umane, DNA are un deficit de resurse umane, sunt evaluări foarte pozitive la adresa și a politicilor publice de combatere a corupției și a instituției prin care statul urmărește îndeplinirea acestor politici publice. Deci, trăgând o linie, o concluzie. Cum ați spus și noastră, e vorba de o percepție mai degrabă. Această percepție, o dovedesc cifrele și evaluările internaționale, nu este în acord cu realitatea. Cetățenii trebuie să știe că DNA își continuă activitatea la un nivel mai mult decât acceptabil, la un nivel foarte bun, susținut. Din discuțiile pe care le-am avut cu ocazia bilanțurilor cu conducerea DNA, procurorii sunt motivați în continuare. Una peste alta, sunteți mulțumit de activitatea domnului Crin Bologa, procurorul șef al DNA, pe care chiar dumneavoastră l-ați propus. Eu nu fac o rezervă, n-am făcut niciun secret din faptul că, în general, sunt mulțumit de cooperarea pe care o am cu parchetele. Da. O să-l propuneți din nou pentru un nou mandat? Dați seama că nu pot să fac o astfel de afirmație în acest moment, pentru că urmează o procedură de selecție. Cât va dura această procedură? Pe de altă parte, simplu fapt că lucrurile s-au desfășurat în linii mai mult decât rezonabile, dar pozitive, nu înseamnă că nu avem și așteptări la mai mult decât atât. Nu înseamnă că urmează o competiție în care
va conta bilanțul profesional, nu mai instituțional, ci și personal al fiecărui candidat. Deci eu nu vreau să anticipez în niciun fel rezultatul acestei selecții. Bun, dar urmează această selecție, da, pentru numirea procurorilor. Ceea ce eu vreau să spun, că aș vrea să întăresc acest lucru, este că această percepție că DNA și-au primul nu este confirmată de realitatea obiectivă, de datele obiective din teren. Deci numai în materie de anchete desfășurate, cauze trimise în judecată, ci și în materie de condamnări obținute și de scăderea numărului de achitări. Prin urmare, aceste cifre nu pot fi combătute. Sunt chestiuni demonstrabile obiectiv. Faptul că nu mai există acea notorietate care era altă dată în ceea ce privește DNA, nu cred că este relevant din punctul meu de vedere. Pentru că nu scrie nicio lege și nici în Constituție că instituțiile care se ocupă de justiție la modul general, în speță de combaterea corupției, cum este DNA, trebuie neapărat să fie vedete media. Domnule ministru, urmează această procedură de numire a procurorilor șef, parchet general, DNA DICOT. Procedura sună în felul următor, pentru cei care nu știu, ministrul propune un nume în urma preselecției, apoi propunerile ajung la CSM, care dă un aviz consultativ și apoi decizia finală o are președintele statului. Dacă CSM va da aviz negativ, ce veți face? Păi, în primul rând îmi spune legea ce trebuie să fac, respectiv să procedez la o reaudiere a candidatului care a obținut un aviz negativ. Dar pe de altă parte, o formă. Nu, și am să vă spun și cum s-a ajuns la această formulă și care e rostul ei, cel puțin în optica mea, în viziunea mea. Dar tot potrivit legii, este adevărat că ministrul are și opțiunea să nu mai procedeze mai departe la continuarea procedurii și să încerce o nouă selecție. Ceea ce cred că trebuie să facă un ministru și cu siguranță o să fac este să uite foarte atent la avizul respectiv, la argumentele lui, la adresarea acestui aviz la chestiunile concrete care țin de proiectul de management și de performanța la concurs a candidatului, respectiv de cariera lui profesională anterioară, și la elementele obiective, cu alte cuvinte, și mai puțin la aspectele de ordin subiectiv, impresii subiective sau păreri subiective nesusținute de argumente sau de fapte. Deci acest aviz trebuie luat, evident, în serios, în cel mai înalt grad. Pentru că la procedura trecută, la numirile trecute, președintele și dumneavoastră erați tot ministrul justiției, n-ați luat în calcul avizul negativ pentru Gabriela Scutea, procuror general, și pentru doamna Hosu. Am citit acel aviz cu foarte mare atenție. Oricum, procedura continua potrivit legii, așa cum era în vigoare atunci, la momentul respectiv. Propunerea mergea mai departe către președinte, nu se mai întorcea la Nu spun că ați încălcat legea, dar întrebarea rămâne. De ce președintele are putere mai mare decât CSM? Public, ajungem și la acest. Eu am răspuns public acelor avize pentru că mi s-a părut că în ele sunt considerații incorrecte față de candidații respectivi, care nu vizau atât fondul problemei, cariera lor, prestația de la concurs, cât aspecte mai mult subiective și formulate într-un ton, ca să spun așa, care depășea oarecum detașarea și chiar răceala în sensul bun al cuvântului cu care trebuie abordate un subiect de ordin judiciar, o chestiune care ține de justiție, de oamenii care înfăptuiesc. Deci sunt și orgolii și în justiție și războaie. Bun, așa mi se poate că și eu am greșit la rândul meu, considerând că acele avize au fost mai mult axate pe chestiuni subiective, dar aceea am simțit nevoia să precizez acum. La un astfel de aviz te uiți la elementele obiective și la argumentele. În orice caz, pentru a mai preveni astfel de discuții, când au fost elaborate proiectele de lege, încercând în același timp să răspund și unor recomandări în avizele anterioare ale Comisiei de la Veneția, care mergeau în direcția de a echilibra mecanismul dintre Ministrul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru Procurori și Președintele României, am venit cu această idee, am propus această idee de a obliga Ministrul Justiției să procedeze la o reaudiere a candidatului în cazul în care avizul ar fi negativ.
Ori, această reaudiere, după părerea mea, este departe de a fi un simplu exercițiu birocratic, o formalitate, pentru că din start presupune faptul că respectivul candidat nu a convins secția pentru procurori. Deci, presiunea care se pune pe candidatul respectiv, așteptările de la el, atenția care se acordă reaudierii, ar putea fi chiar mai mari decât cele acordate, pretenția acordată și așteptările de la prima audiere. În al doilea rând, și ministrul care desfășoară audierea și comisia de interviu care asistă și îl ajută pe ministru în această audiere are deodată mai multă, cum să spun, presiune la rândul său și la rândul lor membrii comisiei în legătură cu această reaudiere, tocmai pentru că avizul negativ trebuie să fie un semnal de alarmă, o să fie un semnal de atenție, dacă alarmă poate este un cuvânt mult prea vehement, prea dur, dar în orice caz un semn de întrebare. Pentru că da, putem avea și situația în care chiar membrii CSM să nu fie atât de tranșant să spună unui acest candidat nu e de respins, dar nu suntem convinși nici că este de aviz pozitiv. Ia mai procedați la o audiere. Să ne mai convingem o dată. Deci, nu este doar un exercițiu formal. Revenim la întrebarea, de ce președintele atunci, are mai multă putere decât CSM? Nu are mai multă putere. Pentru sau că mai pare că putere. E politizată această... Are altă atribuție. Numire. Are altă atribuție. Și are da, dar puterea e mai mare prin această atribuție de a numi un procuror șef decât de a-l audia și a da un simplu aviz. Pentru că peste tot în lumea democratică, până la urmă, președintele țării sau în orice caz poziții politice de rang înalt au atribuții în numirea unor magistrați de rang înalt, atenție. Ce să vă spun, că sunt alte state, fac din nou recurs la raportul mecanismul rule of law, care e foarte bun pentru că îți oferă o imagine exactă ce se întâmplă în toate țările. Până acum noi avem MCV în România, Bulgaria, vedeam ce se întâmplă în aceste țări, era mai greu să înțelegi ce se întâmplă în alte state membre europene. Acum ai această oglindă generală și te poți duce oriunde vrei. Raportul este public pe site-ul Comisiei Europene, poate fi accesat de către oricine. Și veți vedea că sunt state în care la ora asta se pune problema, de exemplu, ca măcar o parte din membrii Consiliului Judiciar, echivalentul CSM-ului la noi, să fie aleși de către magistrați și nu doar numiți de către factorul politic. Se pune problema ca factorul politic să fie echilibrat în procedurile de numire și să nu mai fie numit pur și simplu arbitrare, cum să spun. Deci eu cred că aici legislația noastră și Constituția noastră este chiar mai avansată decât alte reglementări din state membre ale Uniunii Europene, sub aspectul echilibrului dintre factorul politic și non-politic în procedură de numire a unor procurori de rang înalt. Pe de altă parte, atribuțiile președintelui în ceea ce privește justiția nu vizează chestiuni operaționale, ci vizează pur și simplu numirea unor procurori de rang înalt, dar, și nu numai. Dar se limitează la acesta, care e și simbolic în același timp, nu? Că președintele are o încărcătură politică cea mai înaltă, până la urmă, este factorul politic cu cea mai mare legitimitate populară. Este ales de către toți cetățenii României. Da, de aceea puterile am spus sunt că, separate în stat. Da, e adevărat. Dar nu înseamnă că atribuția prezidențială de a numi un procuror de rang înalt merge mai departe la ceea ce face acel procuror. Pentru că mai departe acel procuror este independent, acționează numai în baza Constituției și a legii și are misiunea de a apăra legea în societate prin mijloace judiciare. Deci, eu cred că lucrurile sunt bine gândite și pot să spun că am apărat această procedură și cu argumente, da? Și mă bucură faptul că ulterior ea a fost validată în decembrie prin avizul 1105 din 2022 al Comisiei de la Veneția, care spune textual că procedura este echilibrată, cei trei factori sunt echilibrați și că lucrurile sunt în regulă din acest punct de vedere. Ar fi fost o greșeală să excludem președintele din această procedură pe ideea că dacă lucrurile rămân între Ministrul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii, factorul politic este din scenă. E mai puțin politizată numirea.
Păi nu cred că e mai puțin politizat, că și ministrul justiției e tot politic. Numai că, vedeți, noi asta, legitimitatea politică a unui ministru de justiție poate să meargă, nu știu, până la 20-30 de mii de voturi maxim. În cazul poate să meargă la zero voturi, că nu trebuie să fie parlamentar. Poate fi, și un, din afara sistemului. Chiar a sistemului politic. Poate fi și un tehnocrat, nu? Da. Deci... nu văd aici o contradicție. Câtă vreme este asigurat acest echilibru între cei trei actori instituționali? Suntem la acest capitol despre numirea procurorilor și aș vrea să mai ating un subiect tangențial. Zilele trecute, într-un interviu pentru Europa FM, ați spus că soțul fostei șefe de COT a fost achitat. În realitate, el este condamnat în primă instanță la 3 ani cu executare și sentința definitivă se va da pe 7 februarie. Ulterior, ați revenit și v-ați cerut scuze și ați spus că a fost o greșeală, că ați primit această informație din surse neoficiale. Ce înseamnă aceste surse neoficiale? Deci, în primul rând, vreau să spun că am văzut și speculațiile care s-au făcut, pe care aș vrea categoric să le resping. Nu a fost vorba de altceva decât de o informație greșită, o festă de memorie pe care am avut-o. A fost convingerea mea că acel dosar s-a soluționat. Eu nu m-am referit la viitor și cu intenția de a influența în vreun fel instanța, ci m-am referit la o informație care ținea de trecut și asta a fost convingerea mea din discuții din afara cadrului statal, din afara cadrului oficial, de aceea am și precizat că nu e vorba de surse neoficiale, din medii juridice care nu au legătură cu oficialități ale statului. Efectiv, a fost o eroare de judecată bazată pe o festă de memorie. Deci medii juridice, adică avocați, procurori, da, judecători? Da, lumea juridică, mediul privat, nu are nicio legătură cu statul. Vreau să mă derobez de această eroare, de aceea mi-am cerut și scuze, dar departe de mine gândul de a fi dorit să influențez pe cineva, de altfel nici n-ai cum să vrei să influențezi ceva ce ești convins că s-a petrecut în trecut. Pe de altă parte, fac aici apel un pic și la notorietatea împrejurării, că e cunoscut în sistemul judiciar, nu am avut niciodată discuții neprincipiale pe vreun dosar sau altul, nici cu judecători, nici cu procurori, nici cu grefieri. Nu există judecător, procuror, grefier care să poată să pretindă că am avut discuții măcar în legătură cu dosare concrete sau să poată mai mult să cer ceva într-un dosar sau... Dar vă dați seama de situație. Pe 7 februarie, dacă acest domn va fi achitat, toată lumea pe bună dreptate va spune ministrul știa dinainte. Și iarăși fac apel la discuția percepție-realitate. Judecătorii știu foarte bine că sunt protejați de lege. Ei judecă pe baza probelor. Întotdeauna am avut această poziție și nu cred că poate fi contestat acest lucru. Nici pe baza declarațiilor publice, nici pe baza, eu știu, discuțiilor pe care am avut la bilanțuri sau în ședințe CSM sau în marginea ședințelor CSM, chiar mi-am făcut, cum să spun, un principiu de bază fundamental în activitatea mea de a opri interacțiunea, dacă a fost vreodată în trecut, între minister și instanțe și parchet. Ministrul Justiției nu are nicio legătură și eu am cu ceea ce se întâmplă în dosar. Iar eu am aplicat acest principiu și, repet, iau marturi întreg sistemul judiciar, toți cei care au interacționat cu mine. Nu există niciodată nici cea mai mică nuanță pe care s-o fi făcut în legătură cu vreun dosar. Pur și simplu o gafă de memorie. USR vă cere demisia și spune că justiția, că ați întors justiția în epoca Rodica Stănoiu, când sentințele erau date la partid. Cum le răspundeți? Este complet exagerată această afirmație. Nici măcar în partid tot a venit vorba de interacțiunea cu partidul. Nu am astfel de discuții și n-am avut niciodată astfel de discuții. Vedeți, e genul de critică care se subminează prin ea însăși. Lipsa unui argument factual și exagerarea în a critica, repet, o gafă reală pe care nu o neg, dar exploatarea ei într-un mod incorrect subminează critica însăși. De altfel, am citit toate cele declarații cu atenție, citesc întotdeauna și declarații critice, e și acolo un soi de lipsă de fair play, pentru că se lasă impresia că m-aș fi pronunțat pentru viitor. Ori enunțul meu a fost cât se poate de limpede legat de un fapt pe care credeam în mod eronat că s-a petrecut deja. Deci nu era vorba de influența asupra unui fapt viitor.
USR, pare rău să o spun, dar mi-a cerut demisia tot anul 2022. Întâi mi-a cerut demisia că nu o să desfințesc SIJ, după aceea mi-a cerut demisia că am desfințat-o, dar nu cum ar fi trebuit. Mi-a cerut demisia că nu o să termin legile justiției, mi-a cerut demisia că nu sunt în regulă legile justiției, mi-a cerut demisia că nu consult Comisia de la Veneția și că o să avem o opinie proastă și că din cauza asta va fi subminat raportul MCV. Mi-a cerut demisia pentru tot ce nu s-a întâmplat, de fapt, anul trecut, pentru că am desfințat și SIJ, și legile au fost trecute prin Parlament și cu avizul CSM. Și la cu SIJ o discuție, au fost reînființate la nivelul secțiilor. Nu reînființat, revenim la SIJ. Raportul MCV a fost unul pozitiv și a marcat practic încheierea acestui mecanism. Deci tot bilanțul Ministerului Justiției anul trecut a fost unul pozitiv. Pentru toate aceste etape mi s-a cerut demisia. Am avut și o moțiune simplă în Parlament formulată de către USR. Ei bine, în tot acest interval eu n-am atacat USR cu nimic. M-am limitat să răspund argumentat acuzațiilor. Și asta fac și acum. Am răspuns argumentat, știu unde a fost partea mea de eroare, mi-am asumat-o, mi-am cerut scuze, știu însă și unde este exagerarea și unde este speculația. Nu există niciun fel de temei pentru a specula și a extrapola această declarație. Domnule ministru, câtă putere ar trebui să aibă serviciile secrete într-o anchetă penală? Și o să vă rog să-mi răspundeți după o pauză de publicitate. Da. Revenim! Ne-am întors. Așadar, domnule Predoiu, vă întrebam câtă putere ar trebui să aibă serviciile secrete într-o anchetă penală. Ancheta penală este condusă de procuror. Așa scrie în Constituție, așa scrie în lege și așa trebuie să rămână. Înțeleg de unde vine această preocupare și, în consecință, întrebarea dumneavoastră, pentru că în urma unor decizii ale Curții Constituționale... Au căzut probe. Ministerul Justiției a trebuit să inițieze un proiect de lege ca să pună Parlamentul în acord legea cu deciziile Curții Constituționale sub aspectul validității acestor probe. Ce spun aceste decizii ale Curții Constituționale? Că o probă care este obținută pe un mandat de siguranță națională, deci pus în aplicare în urma aplicării legii prin siguranța națională, deci o probă obținută în cadrul acest mandat, poate fi folosită într-un dosar penal în măsura în care ea poate fi și contestată. Ori, în lege nu exista această procedură de contestare a probelor obținute pe astfel de mandate de siguranță națională. Și asta este, nu puteai să contești care... în instanță mandatul de siguranță, da, națională. Pentru că tu nu știai probele ca persoană... obținute acolo. Legalitatea, da, mandatului, modul în care au fost administrate probele și pentru mai departe. Tu ca cetățean te trezeai direct în fața instanței, da, cu acele convorbiri. Și atunci Curtea Constituțională a spus că trebuie să existe o egalitate de tratament, așa cum probe obținute în temeiul codului penal sunt supuse unui cenzuri, unei verificări a legalității, trebuie să fie supuse și probele obținute în baza legii privind siguranța națională. Deci, practic, prin proiectul său, Ministerul Justiției nu face altceva decât să transpună în termeni juridici, într-un proiect de lege, prescripția Curții Constituționale, care Parlamentul trebuia să o facă în 45 de zile. Deci nu este vorba aici că Ministerul revoluționează sau reinventează mecanisme, s-a vorbit de tot felul de acuzații, că reinventăm binomul, că dați prea multă putere din nou serviciilor secrete. No, noi nu facem altceva decât să aducem voința Curții Constituționale, ceea ce a statuat Curtea Constituțională prin două decizii, într-un text de lege, pe care Parlamentul urmează să-l dezbate și să-l aprobe. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, înregistrările făcute de SRI, să spunem, pe siguranță națională... Da. Trebuie și pot fi și ele, ar trebui să fie și ele... Probe? Probe, dacă pot fi contestate sub aspectul legalității. Și aici tinde proiectul nostru să aducă legislația... Să fie folosite ca fie probe, de exemplu, într-un dosar de corupție. Da, alte tipuri de cauze, uh-huh, decât cele de siguranță națională. Și cine va cenzura aceste probe, aceste înregistrări? Așa cum e proiectul nostru, judecătorul de cameră preliminară.
Deci, un judecător. Acesta ar fi filtrul prin care legea dumneavoastră devine constituțională. Da. Să nu mai pice încă o dată la CCR. Exact. Domnule Predoi, vreau să vorbim despre marii fugari ai României, să-i luăm pe fiecare în parte, am ales eu câteva nume. Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare, deci o sentință foarte grea, sentință definitivă, face plajă în Grecia. Ce face România? Bun, nu e vorba doar de cazul pe care l-ați indicat dumneavoastră, sunt mai multe cazuri. Înainte să le lua pe rând, câteva. Cele mai sonore. Aș vrea să fac două precizări care poate nu sunt suficient de bine subliniate de către instituțiile statului, în speță de Ministerul Justiției, în opinia publică. Și anume faptul că aceste proceduri de extrădare se desfășoară pe două paliere. În funcție de localizarea persoanei care este urmărită. Dacă e vorba de un stat în Uniunea Europeană, atunci funcționează un regulament din 2008 al Uniunii Europene, care e valabil în toată Uniunea Europeană, și procedurile de extrădare se desfășoară de la instanță la instanță. Deci fără Ministerul Justiției la mijloc? Fără. Ministerul Justiției ar putea să intervină doar pentru a susține această procedură din punct de vedere al informațiilor, al circulației documentelor, dacă o cere instanță. Una dintre ele. Cealaltă cale procedurală este cea în ipoteza în care avem de a face cu o localizare în afara Uniunii Europene. Și acolo, da, cel care formulează cererea este Ministerul Justiției. Sunt și astfel de cazuri. Le avem în portofoliul Ministerului. Celelalte cazuri, însă, repet, se desfășoară de la instanță la instanță. Cazul pe care l-ați menționat dumneavoastră este desfășurat de la instanță la instanță, pentru că Grecia este un stat membru al Uniunii Europene și atunci funcționează regulamentul din 2008. Instanța română a emis mandatul european de arestare și l-a transmis instanței autorităților din Grecia. Dar Grecia nu respectă acest regulament european, nici Grecia, nici Italia. Bun, aici eu nu aș vrea să fac afirmații care ar putea fi speculate în procedurile care urmează mai departe, doar să informez, să comentez nici măcar, dar să informez cu privire la pozițiile pe care părțile le-au avut în aceste proceduri. În cazul menționat s-a invocat lipsa unor condiții adecvate în mediul penitenciar românesc, lucru pe care eu doresc tot de asemenea oficial, pentru că sunt în măsură să fac asta, să îl resping ca poziție, pentru că există penitenciare în România unde condițiile sunt în linie cu standardele europene. Și asta este regula aproape generală. Mai sunt locuri unde avem de îmbunătățit și o facem. Avem un plan întreg, am crescut capacitatea an de an cu 10, acum trecem sute de locuri și anul acesta avem peste 1000 de locuri de dată în folosință noi ca să mărim capacitatea, să mărim spațiul aflat la dispoziția unui deținut. Dar dacă nu mă înșel, în cauza respectivă s-a invocat lipsa posibilității de tratament medical și regim alimentar adecvat. Ceea ce, pe bază de documente scrise, spun, nu e cazul în penitenciarul respectiv. Deci e reavoință din partea judecătorilor greci, asta înțeleg. Este o lipsă de încredere, să spunem. Și poate că această lipsă de încredere vine și din numărul mare de condamnări care au avut loc la CEDO pe această problematică, condițiile din penitenciar. Numai că aceste supraaglomerate condamnări, situația s-a schimbat între timp, adică lucrurile s-au îmbunătățit și nu vorbesc de mandatul meu. Fiecare ministru a făcut eforturi să îmbunătățească această situație din penitenciare și rezultatele încep să vedem. Nu spun că totul e perfect, dar spun că nu mai sunt condițiile care erau în urmă cu 10-15 ani, când au, cum să spun, apărut și s-au multiplicat aceste condamnări. Acesta este un caz. Acestea sunt argumentele când vine vorba de instanțele din Italia, pentru că avem și aici câteva cazuri. Alina Bica, 4 ani executare. Acolo e vorba de altceva, da. Stă în Italia, într-un orășel, citesc, din tocul cizmei. Adică știm unde e, dar nu putem să o aducem în țară. Nu e vorba că nu putem. Acolo intervin alte reglementări. Respectiv, statul italian a optat, potrivit legislației italiene și în acord cu regulamentul european, să dispună executarea pedepsei în Italia și individualizarea ei în Italia. Dat fiind că persoanele în cauză, că nu e vorba doar de cazul
pe care l-ați menționat, avem 2-3 cazuri acolo, și au creat legături cu Italia. Și asta recunoaște legea italiană. În această ipoteză se pot face individualizarea pedepsei și dispune supravegheat executarea pedepsei în Italia. În adică plus, supravegheat la domiciliu, spuneți. A fost o măsură, cel puțin în cazul ăsta, în alt caz, o măsură de control judiciar și chiar, dacă nu mă înșel, la domiciliu, dar a fost ridicat pentru că ulterior a fost invocată în procedura respectivă o decizie a Curții Constituționale privind prescripția faptelor. Deci acolo a intervenit și o altă măsură procedurală. Sunt alte situații, spre exemplu, tot într-un stat care nu e membru de data asta al Uniunii Europene și extradarea se face prin Ministerul Justiției, în care răspunsul la extradare e în așteptare pentru că au loc proceduri interne de contestare. Spre exemplu, un condamnat în România a atacat un decret de revocare a cetățeniei pe care o dobândise în statul respectiv. Adică Cristian Riza, de el spuneți. Da, sunteți bine informat. Care a formulat și o cerere de azil. Da, Ministerul Justiției a făcut repetat cereri de extradare. Suntem în așteptarea răspunsului până când nu se termină procedurile privind contestarea decretului prezidențial de retragere a cetățeniei moldovene. Evident că și cererea de extradare este paralizată. Deci așteptați un răspuns de la Chișinău, din partea autorităților de acolo. Avem alte situații în care, hai să nu mai vorbim în ce mai departe de Europa, sunt formulate cererile de extradare, așteptăm răspuns, pentru că și acolo există proceduri interne, există posibilitatea de a contesta cererea de extradare, măsura arestării provizorii în vederea extradării și așa mai departe. Fiecare se apără procedural cum poate. Dar ce vreau să spun este că, cel puțin din perspectiva Ministerului, și eu sunt convins că și din perspectiva instanțelor, dacă vorbim de mandatele europene de arestare, există proceduri care sunt lăsate în nelucrare aici. Nu am sesizat și iară, vorbim de o plajă lungă de mandate în spate. Dacă ne uităm, eu n-am sesizat și n-am fost informat de direcția de resort a Ministerului cu vreo procedură care ar fi fost întârziată sau de vreun pe care Ministerul nu l-ar fi făcut la timp și așa mai departe. În motivul atenției foarte mare acordată acestor cauze. De așa zisul prinț Paul de România, ce ne puteți spune? În Franța. Cred că așteaptă pronunțarea. Acum, în ianuarie, știu că era un termen. Sper să nu greșesc, 18-20 ianuarie a fost sau urmează să fie un termen, nu știu exact, dar în orice caz este formulată cererea de către, de asemenea, o curte de aici din România, un tribunal din România, pentru că e chiar mandat european. Vreau să discutăm despre... Da, statul, asta, pentru că asta ați început așa, statul nu poate... Asta e o afirmație corectă. Asta e concluzia. Jocul reglementărilor și a procedurilor este destul de complicat și este construit pentru a da garanții fiecărui cetățean. Și ceea ce e esențial aici este ca ministerul pe procedurile de extradare în afara Uniunii Europene și instanțele pe procedurile de mandat european să întocmească la timp tocmai toate procedurile care stau în sarcina lor din punct de vedere legal. Ori asta se face. Câte un minut pentru fiecare dosar vă acord. Revoluția este retrimisă în judecată. Se va face vreodată dreptate? După 33 de ani? Declarat și public că există o așteptare din partea societății cu privire la acest dosar și nu numai altele. Acesta mai sunt și altele astfel de dosare istorice. Sigur, fără a intra în profunzimea unde s-ar că nu este nici treaba ministrului și nu am nici informații despre astfel de dosare. Știu în același timp din partea procurorului general că se acordă toată atenția pentru că aceste proceduri să fie accelerate. Sunt dosare complexe, au mers la instanță, s-au întors înapoi pentru diverse proceduri. În dosarul mineriat, lucrurile sunt și mai complicate. Acolo dosarul a trebuit refăcut. Noi trebuie să uităm un lucru, că în acești ultimi 30 de ani, justiția românească a parcurs refaceri profunde. Deci noi nu vorbim de un aparat judiciar pe care îl avem acum la dispoziție, care s-a funcționat în anii 90 sau chiar la începutul anilor 2000. Au fost permanent politici publice de îmbunătățire a acestui aparat, de consolidare a independenței lui, de consolidare a eficienței lui. Iată, am avut și MCV una ridicată. Deci poate că și asta este o cauză. Plus că încărcătura lor, hai să spunem, emoțională, firească de altfel, a presat și pe aparat, probabil,
ca să nu mai vedem complexitatea juridică de aprobării a instrumentării un astfel de caz. Dar 30 de ani e mult, într-adevăr. Este prea mult și în momentul ca aceste dosare să își întâlnească verdictul. Și în dosarul 10 august au trecut deja 4 ani, foarte mult situație. Timp și nu, nici măcar nu e trimis în judecat. Am văzut pe Gabriela Firea zilele trecute pe la parchetul general. Da, ministrul de justiție nu își poate supleca mâinile să intre într-un dosar. Eu în orice caz n-am făcut asta niciodată. Dar poate adresa recomandări în temeiul legii Ministerului Public de a prioritiza anumite categorii, tipuri de dosare. Eu am făcut-o în mod repetat în legătură cu combaterea crimei organizate. Am făcut public astfel de îndemnuri și pentru aceste dosare, pentru că societatea are nevoie de răspunsuri, nu numai din punct de vedere istoric sau al analizei politice ori jurnalistice, ci și din punct de vedere judiciar. Mi-au mai rămas puține minute, vă cer răspunsuri scurte. Ce s-a întâmplat după ce guvernul a anunțat că va face reforma pensiilor care vizează direct pe magistrați? E un val de pensionări în sistem? Bun, a fost un... care cred că s-a calmat. A fost o temere că guvernul va interveni intempestiv pe statutul magistratului. Noi am dat toate asigurările necesare, atât eu cât și ministrul muncii, am avut imediat ședință de Consiliu de Management Strategic la nivelul justiției, deci cu toți responsabili în sistemul judiciar. Am avut discuții cu CSM, am încercat să calmăm această temere, care știam că e nejustificată, pentru că știam că guvernul nu va acționa intempestiv peste noapte, subminând acest statut. A rezultat un proiect de lege care a fost trimis Parlamentului după ce a fost avizat pozitiv de către Consiliul Superior al Magistraturii. Eu sper că acum lucrurile să fie limpede chiar și pentru cei mai neîncrezători, să spun așa, dintre magistrați, viitor, și să se calmeze această plecare în masă din sistem. Pensia unui magistrat nu va fi mai mare decât salariul. Da, asta e un principiu pe care chiar și magistrații l-au cerut. Deci nu este o chestiune pe care a cerut-o guvernul sau a fost aici un diferent cu sistemul judiciar. Nu. Și CSM, era incorrect și ca liderii sistemului pensia judiciar să fie mai mare decât salariul. Înțelege toată lumea asta, categoric. Apropo de pensionări, v-a surprins sau v-a ridicat vreun semn de întrebare faptul că judecătorul care s-a ocupat de dosarul de plagiat al premierului Ciucă s-a pensionat imediat după ce a dat acel verdict? Iar cred că e o concluzie care e trasă în paralel cu realitatea, pentru că tocmai adineauri ați vorbit de valul de pensionări care a nu, asta s-a întâmplat la un moment, anul trecut, înainte să anunțe guvernul că va modifica legea. Nu, discuțiile au fost de anul trecut, exact cum spuneți și dumneavoastră. Da, dar acel dosar vară s-a judecat, deci, prin primăvară. Deci eu nu știu de ce s-a pensionat acel magistrat, asta vreau să vă spun, și nu pot să fac speculații asupra acestui fapt, dar știu sigur că era în perioada în care, din păcate, foarte mulți magistrați au plecat pe această temere că se va interveni pe regimul pensionării în mod abuziv, abrupt și intempestiv, ceea ce n-a fost cazul. Deci asta credeți, că a fost motivul? Ar poate să fie, nu știu, că cel mai bine ar fi să întrebați pe dânsul direct. Nu răspunde la telefon, da, ar fi bine, dar dacă ar și răspunde la telefonele jurnaliștilor, ultimul minut, rămâneți ministrul al justiției, domnul Ciolacu, viitorul premier al României, v-a lăudat. A spus că v-ați făcut treaba pe MCF? Răspunsul simplu și foarte sincer este nu știu. Și al doilea răspuns, dacă vă doriți. Nu asta mă preocupă. Chestiunea cu doritul în politică, când te angajezi în politică, este foarte sofisticată, e foarte nuanțată și nu trebuie înțeles la fel ca în, hai să spunem, în viața în afara politicii, că îți dorești ceva sau altceva, ca și când ți-ai dori o jucărie, o carte sau, nu știu, un disc să-l pui seara să-l asculți. E mult mai complex și oamenii politici trebuie să-și calibreze dorințele la ceea ce e nevoie. Și numai din perspectiva partidului din care face parte. La ceea ce e nevoie din perspectiva societății. La ceea ce e nevoie din perspectiva sistemelor pe care ar urma să le gestionez. Dar rotativa se face? Băi, eu sunt jurist, nu pot decât să mă uit la, și la documente. PNL. Parlamentar PNL. Există un document, văd că șefii de partid, între care nu mă număr, discută pe marginea acestui document ca un lucru care trebuie respectat. În același timp, e un document politic și întotdeauna supus analizei politice la fiecare etapă. Ceea ce eu cred este că discuțiile sunt premature.
dacă mă întrebați pe mine. Nu, mai sunt 3-4 luni, nu chiar prematur. Adică eu aș vedea astfel de discuții purtate în ultima lună, în contextul de atunci. Și până atunci ar trebui fiecare să-și vadă de lucru, și la nivel politic, și la nivel administrativ, și în ministere. Adică această practică aproape, acest obicei, a devenit un reflex în instituțiile publice de stat din țara noastră, de a opri motoarele, cum spuneați dumneavoastră, de a aștepta, de a vedem cine va fi viitorul. Ce contează dacă ești funcționar public? Dacă ești funcționar public, faci datoria zi de zi, la fel și operatorul politic. Vei vedea la momentul respectiv, până atunci, până când ai mandat, trebuie să-ți vezi de mandat. Sunt alții care se ocupă de aspectele politice, liderii de partid, echipele lor. Am ajuns la final, ultima rubrică, vă ofer două variante de răspuns, alegeți foarte scurt. Ministru sau avocat? Avocat, întotdeauna. Vintilă Dongoroz sau Antonie Iorgovan? Dongoroz. În alta curte de casație și justiție sau dreptate divină? Bun, eu cred că n-ar trebui să punem dreptate divină în raport cu niciun fel de altă dreptate. Și aș mai vrea să fac o precizare. Nu aș vrea să înțeleagă că nu respect pe profesorul Iorgovan. A fost un mare profesor, am avut profesor. Părintele Constituției, da. Primei Constituții, da? De o personalitate comunist. Pregnantă. Drept comercial sau drept european? Dreptul lui e. Prima dragoste a fost dreptul comercial. Rămân la ea. Atât pentru prima parte. După pauză, scriitorul Mircea Dinescu vine cu previziuni politice pentru anul 2023. Revenim. Bun găsit din nou, urmează o oră de previziuni pentru 2023 alături de scriitorul Mircea Dinescu. Pe scurt, vă prezicem viitorul cultural și politic. Domnule Dinescu, bine ați revenit. Salut! Am rămas la o discuție interesantă săptămâna trecută. Da, vorbeam despre scrisorile pe care i le-am trimis lui Dere Popescu, care era președintele unui scriitor între anii 80 și 90, pe care le-am publicat. Acum le-am republicat pe Facebook scrisori adresate unui mort. El, săracul, nu mi-a răspuns cât era viu. Poate pe lumea alaltă, când o să ajung și eu să trimită și el o scrisoare. Dar ați discutat atunci despre acele scrisori? Nu v-a răspuns oficial, dar v-ați întâlnit la Uniunea Scriitorilor să vă explice cum stau lucrurile? Deci, relațiile noastre s-au răcit, pentru că am văzut că e ineficient total și așa. Când am fost dat afară din Uniunea Scriitorilor și de la... Nu, de Uniunea n-am fost, am fost dat afară numai de la revista România Literară. El a venit la România Literară, mai era secretarul de partid, nu mai știu cine, și mi-a spus, fiindcă am încălcat normele și echitatea, fiindcă mă întâlneam cu ambasadori străini, cu un ștorc, cu ambasadorul Olandei. Olandei, în fine. Eu întâmplător... Știi, pe vremea aia, dacă erai scriitor, jurnalist, n-aveai voie să te întâlnești cu străini. Cred că nici inginerii și aproape la... S-a dat o lege de asta știută numai de... Și eu n-am respectat o chestie. Dacă mă invita un ambasador, mă duceam... Și am fost chemat la Ministerul Culturii și mi-a zis, doamne, și Dinescu, zice, știți că e o lege... Și trebuia să semnezi la redacție. Au semnat toți, ăsta e adevărul, știi? Și eu n-am vrut semnat. Dom'le, eu n-am niciun secret, eu sunt scriitor. Meseria mea e libertatea. Eu spun ce gândesc în cărțile mele. Deci nu am alte chestii. În afară, n-am secrete de stat. În afară de câte chiftele sunt la bufetul Uniunii Scriitorilor, eu nu știu alte secrete legate de așa. După care eu nu semnez o chestie asta, că e împotriva și a firii mele și a ideii de a meseriei mele, da? Și m-am dus la cunștor la ambasadă, am fost chemat tot și mi-am spus, știți, e o lege, n-ați vrut să semnați, dar poate ar fi bine să ne anunțați și pe noi când... Eu zic, dom'le, să spun ceva. Ăsta nu mai știu ce, la cine eram, la ghișă sau la nu știu, un vicepreședinte al Consiliului. Zic, de ce să vă spun eu? Că sunt băieții care mă urmăresc și știu că mă duc acolo și fac ei raport. Oricum că știți. De-aia m-ați și chemat de altfel, că știți. N-am să fac niciodată chestia asta. Ei m-au dat afară pentru interviu din Liberation, de fapt.
unde îl înjuram pe Ceaușescu și vorbeam despre foamea, despre frigul, despre copii care nu, că nu găsești lapte, nu găsești pampers pentru ei mici, nu gă, în fine, medicamente. Și, m-au dat pentru că m-am întâlnit cu cetățeni străini, eram cum ar veni puțin... Varianta oficială. Da, varianta oficială. Și am spus, domnule Dere Popescu, dumneata care a scris o novelă, Leu Albastru, știi? Nu ți-e rușine că îl bagi acum în cușcă să-l ții închis în bucătărie? I-ați spus asta? Da, i-am spus. Scriu și într-o scrisoare, da. Și cât am fost arestat în domiciliu, eu am mai scris vreo 3 scrisori, așa. Bun. El după 89, el și-a dat demisia imediat la Revoluție, înțelegi? Și la înghețuială aia am fost ales o președinte, a fost cea mai proastă perioadă a vieții mele, dar mi-am dat demisia după 2 ani de zile. De ce? Că au început cu totul de... deci eu m-am întâlnit cu Genscher, ministrul externe german, și mie mi-a apărut în Germania o carte, a fost mare succes, în fine, interviul meu din Liberation a apărut și în Frankfurt Allgemeine. Și Genscher, domnule, aș putea să dau scriitorilor germani o tipografie, știi? Scriitorii germani erau membri ai unui scriitor. O să o folosească și scriitorii români, în fine. Și scriitorilor germani din România. Scriitorilor germani din România. Erau mulți în zona Ministerul Timișoare. De externe german. Uh-huh. Și a fost primită de Fundația pentru Literatura Germană. Uh-huh. Și, domnule, m-am pomenit, eu aveam o bursă în Germania. Dinescu a furat o tipografie. Mamă, cine? Vadim, probabil. Vadim, da. Bă, scandal, nu știu. Era de ajuns să se ducă să vadă unde era înregistrată, că nu era pe numele meu, ci era pe numele Fundației pentru Literatura Germană. Mai erau încă câțiva scritori germani, încă nu plecaseră toți. Așa. De la Acțiune și, Grupe, cred că erau. Da. Nu... Și ăștia s-au bucurat toți. Deci era perioada când, nu numai eu, și Doina Cornea, toți cei care făcuseră cât de cât ceva, avuseseră curaj, așa, trebuia să fie mozoliți. Înțeleg, domnule, că nici ăsta nu-i nimic de... A vrut ăsta să plece în străinătate sau era... Ei spuneau despre mine că... O să public acum o scrisoare. Eu i-am trimis-o lui Fănuș Neagu. Domnule, Dere Popescu le spuneau unora, că venea unii la... Domnule, totuși Dinescu i-a arestat la domiciliu. Hai, domnule, că vine de la ambasada sovietică cu icre negre, cu somon, cu... O duce bine acasă, da, adică, da? Nu-l mai plângeți de mine. Nu mai plângeți voi, că soacră s-a irusoaică, socrul s-a maghiar, soacră s-a e caghebistă, trebuie să fie... Dar de unde e teoria asta că primeați de la ambasada sovietică icre? Păi, măi, cum îți închipui că cu băieții la poartă veneau ăia de la ambasadă și îmi lăsau mie icrele negre la poartă? Totdeauna se găsește câte o invenție de asta. În România Mare s-a scris, Vadim Tur a scris că eu sunt băiatul lui Ceaușescu, că maica mea a fost femeie de servici la Comitetul Central și Ceaușescu s-a înamorat de ea și a lăsat-o borțoasă și așa m-am născut eu. Și eu mi-am omorât tatăl, cum ar veni. Maica mea săracă, care n-a ieșit din Slobozia niciodată, măritată cu taică-miu din la 16 ani, că mi-a fost și milă de destinul ei, așa, că era mai deșteaptă decât taică-miu și fusese premiantă până în clasa 7 și taică-su n-a vrut să o lase la liceu și a măritat-o, în fine. Asta a apărut în România Mare. Oamenii înghițeau, erau tirași de masă, nu știu cum a înghițit și asta. Bă, KGB a băgat-o pe nevastă sa, pe soacră sa, a băgat-o pe fisa sub plapumă și eu sunt căsătorit cu mașa KGB, să scria în România Mare. Scriau, eu eram în Germania și m-a sunat soția mea, fie țărna ușoară, să-mi spună, măi, uite, am trecut până subsolul ăla de la universitate și strigau ea, mașa KGB, soția lui Dinescu, agentă KGB. Au folosit chestia asta pe vremea când era Petre Roman, care le-a dat, i-a lăsat să scoată această revistă la început, trebuia aprobări. Să,
Și România Mare era, scria despre Petre Roman, os de ardelean, primul ministru. Te-ai căzut fiind evreu și... Până când a căzut Petre Roman și până a devenit Jidanu, nu știu ce știam, au început cu chestiile antisemite la adresa. Dar cât a fost la putere, l-au luat foarte tare. Și pe Iliescu, tătucul nostru, nu știu ce, în fine. Dar eu am fost înjurat într-un mod absolut oribil, știi? Nu mă surprinde, pentru că și astăzi funcționează această manipulare, pur și simplu. Manipule și până să dovedești tu ce să dovedești. Dom'le, stați că n-am văzut, uitați-vă la unde e înregistrată și ce să... Un milion de oameni deja știau că ați furat o tipografie. E greu să drege. Și eu pentru chestia asta, deci eu și acum sunt făcut de comunism în tot soiul de... și pe Facebook, bă, comunism. Băi, eu care am avut... am fost între cei 3-4 scriitori care au avut curaj de-a lungul istoriei, așa, 50 de să ani, scriu împotriva șefului statului și să rămân în țară, nu după ce am plecat în străinătate, înțelegi? Eu n-am scris poezii cu Neanicu, n-am scris poezii cu partidul, am mărit împotriva sistemului. La Revoluție m-am zis că m-am prefăcut, deși eu eram singurul că eram sincer acolo. Eu veneam din arestul ăla al domiciului, ce să mă prefac? N-am vrut să scriu aia ce săracul Caramitru, care s-a dat drept, a vrut să facă el... regizor al Revoluției. Regizor. În fine. Ori chestia asta a rămas în mine un soi de încrâncenare și de-aia am spus că la moartea mea eu las cu limba de moarte, nu accept pe nimeni la mormântarea mea. Păi nu mai aveți ce să faceți, că dacă vin oamenii la mormântarea dumneavoastră... Nu. Se va păstra secret. Doar 3 membri ai rudele mele și ne-am apropiat. Nimeni, nu vreau. Pentru că eu aș cere scuze publice din partea poporului și aia pentru toate mârlăniile care s-au scris despre mine, știi? Ce să mai... Și acum am păstrat de mai serio. Bă, Dinescu, fă-te că lucrezi, bă! Niște imbecil, știi? Adică eu m-am prefăcut, care am spus ce cred, cât trăia Ceaușescu, după aia ce să mă prefac, că ce? Înțelegi? Datorită mie au ieșit în stradă și au avut curajul. Ieșiseră unii la Timișoara, nu știu, dar țara era sub teroarea aia. Pe 22 decembrie, la ora prânzului, când am spus că dictatorul a fugit, a ieșit lumea pe stradă, asta am declanșat chestia. Nici nu se mai dă scena aia cu mine când se reia chestiile cu Revoluție. Da, în decembrie, la Revoluție. Cu nu știu ce, lovitură de stat, KGB, niște prostii, în fine. Ne întoarcem la Dere Popescu. După 90, când ați ajuns șeful Uniunii Scriitorilor, în ce relație ați fost cu Dere Popescu? Nu l-am mai văzut. Nu l-ați mai văzut? Nu, el s-a retras la Cluj, nu știu ce. Dar să nu ți ghibui că a fost victima, pentru că a ajuns, a fost făcut academician, a ajuns directorul editurii Academiei, deci a făcut o carieră super frumoasă, ca să zic așa. Și în capitalism. Și în capitalism, da. Nu poți să spui săracul, a stat retras la o mănăstire și a turnat cenușe în cap. Nu și-a turnat cenușe în cap. Nimeni. Eu n-am văzut pe nimeni. Dintre cei care au mâncat căcat, dintre cei... Să spună, domnule, am fost un ticălos, uite, torc cenușe în cap. Descălescu a fost, care a zis că am fost un dobitoc. Aia nu e cenușe, a fost da. Flegmă. Era, în oglindă, pe care și-a dat-o singur. Da. Deci e destul de trist totuși cum a înghițit lumea așa și despre istoria asta recentă în care nu se știe de fapt nimic, nu vrem să știm de fapt, știi? În fine, pentru că totuși la chestia asta, cultul personalității, n-au contribuit mai scriitori ăștia care făceau compromisuri, unii dintre ei chiar talentați. Dar gândește-te că au fost milioane de oameni care au țopăit de-a lungul traseului prezidențial. Ei se apără spunând că îi aducea cu forța din fabrici. Au cântat coruri care l-au omagiat. Deci au actorii care au jucat în film, mari actori săraci. Deci drama actorilor români, uriași actori române, e că au jucat în scenarii absolut de rahat. Înțelegi? Care ce erau Dinică? Era și el un activist de partid sau și Caramitru, un tânăr utecins pe acolo, nu știu ce, pe la un CAP, pe la un IAS. Ei n-au avut filme care să rămână în istoria cinematografiei de la un capăt. Deși așa cum sunt ele, oricum sunt frumoase și că ei sunt mari talente. Am avut niște actori absolut geniali, știi? A mai fost reconstituirea lui Pintilie.
reconstituirea lui Pintilie. A fost un accident, că după asta a fost interzis. Și a fost după 3 zile, cred, sau... exclus din lumea cinematografiei românești. Deci, în fine, cert e că eu am început să scriu pamflete, cum ți-am spus, după 89 și slavă Domnului că am scris, cred că 40 de pamflete împotriva lui Ion Ilescu. Am scris pamflete și împotriva lui Emil Constantinescu. L-am luat și pe urmă și pe ăsta, pe Băsescu, după ce m-am cerat, pe urmă Iohannis, înțelegi? Își asumă alții. Eu am spus tot soiul de chestii, știi, că e ca o mobilă săsează. După aia au zis unii că asta e ca un dulam. Păi, dar eu am scris despre Iohannis acum 8 ani de zile. Pe de altă parte, știi, m-am gândit la un moment, domnule, eu în timpul pandemiei, ce fac eu? Stau să înjur, sunt un soi de gică contra, așa, m-am plictisit de chestia asta. Mi-e silă să mă înjur la ăștia, că îmi stric opera. Și am revenit la poezie, printr-un miracol, știi? Dar, așa cum erau poeziile alea mele pe vremea comunismului cu tot soiul de șopârle, o să vezi în corabia nebunilor că, de fapt, este un soi de chestie de respingere a acestei societăți capitaliste, știi? Sinistre. Înțelegi? În fond, ce este capitalismul românesc? O societate de consum care e, de fapt, o societate de abținere pentru o bună parte a societății și care a fost făcută de activiști de partid și de securiști. Și de tot soiul de șmecheri și de copiilor lor și de... Înțelegi? Ăștia nu sunt oameni politici. Ei sunt tot activiști, au rămas. Activiști ai capitalismului, știi? Dar jalnici. Întâmplarea face că pe vremea comunismului mai erau câțiva dintre bătrâni activiști care erau cu școală. Gogu Rădulescu fusese asistentul lui Magiaru, înțelegi? Mai erau, eu știu, la tineret, ministrul tineretului ăsta, cum îl chema, Ștefănescu, da, cred că Ștefănescu, era profesor la de drept, da? Ion Traian Ștefănescu. Erau oameni citiți. Înțelegi? Trebuie să spun că eu cu Traian Ștefănescu, care era ministrul tineretului, mă simpatiza. Îmi plăceau cum scriu, nu știu ce. Și la un moment dat mă sună cineva de la... eram la România Literară. Prin anii 78, cred că era 7. Și mă cheamă tovarășul Traian Ștefănescu, Ion Traian Ștefănescu, ministrul tineretului. Și ajung la Comitetul Central și îmi spune: Mircea, am manuscrisul cărții omagiului către tovarășul Ceaușescu și văd că nu ești acolo. Nu știu cât împlinea Neanicu. Păi zic, domnule, știi care chestia? Eu nici când e ziua maică-mie, eu nu-i scriu o poezie să public așa. Mă duc la ea, o sărut, îi dau un buchet de flori sau... Și, dar nu se poate. Deci, fii atent, tu... deci, poetul considerat cel mai bun din tânăra generație. Nu vrei să fii și tu... Tu ce ești acum? Redactor cu o jumătate de normă, nu la România Literară. Nu vrei să fii redactor șef peste un an, doi? Da? Zic, aș vrea, dar... Păi nu se poate. Du-te în camera, uite. Îmi dă niște col de hârtie și du-te în camera și scrie. Nu trebuie să scrii neapărat cu nume, cu nu știu ce. Uite cum scrie Geobox, da? 70 de flori au într-un buchet în plină iarnă, abstract, nu știu ce. Așa. Înțelegi? Adică o chestie, da, dar să fie acolo. E important să fie acolo, da? Să nu... Bă, și mă bagă într-o cameră acolo. Două ore. După două ore vine... Ce? Ai scris? N-am scris nimic? N-am scris nimic. Băi, vrei să mă jur pe nu, Biblie? Nu, păi... N-am scris nimic. Păi, dar se aia o omagiu ăla de ziua lui cu... și... îmi spune... Măi, zice... Tu ai dușman, ca orice scritor care e mai așa de... În fogă. Ai dușman, o să te mănânce ăștia, știi? Era șansa ta să... E șansa ta dacă vrei să... Îmi pare rău, eu am vrut să te ajut, nu știu ce, și... și plec, în fine. Bă, și nu trece niciun an și mă cheamă din nou.
Și era un domn de cam de 2 metri avea așa înălțime, știi? Acest Ștefănescu, deci, da. Mă ia pe hol, bă, îți spun o chestie de istoria așa Partidului Comunist Român. Mă ia pe hol așa și mă ia după umăr, ce, hai să ne plimbăm puțin pe holul ăla la Comitetul Central UTC. Zice, Mircea, vreau să spun ceva. Știi că mie mi-a plăcut gestul tău, că n-ai vrut să faci compromis. Că știi, întotdeauna compromisul e să plătesc mai târziu, știi? Și un compromis n-aș fi alt compromis. Ai ținut și raspinări, e foarte bine. Te-am chemat să spun că, zice, și eu vreau să plec. Mă retrag la drept, că sunt profesor la drept. Vreau să-mi scriu și eu ceva, îmi treci pe minte tot soiul de chestii legate de, mă rog, de justiție, de nu știu ce, în fine. A, așa. Dar am vrut să spun că te-am admirat pentru chestia aia. Și mi-a strâns mâna și am plecat. Din păcate, pentru el nu s-a retras. A fost băgat pe la Ploiești, nu știu ce, a devenit până la urmă prin secretar până nu știu unde, până Ardeal, pe acolo unde... Deci dacă nu voiai să scrii, până la urmă nu spunea nimeni pistolul la tâmplă. Nimeni, da, asta mi-a povestit și Victor Rebenciuc, de exemplu, care n-a recitat. Jumate de salariu... Sigur, îți asumai niște consecințe. Până la vârsta de 40 de ani. Deci eu n-am putut să-mi iau o Dacie, de exemplu. De acord, că nu aveai aceleași privilegii cu ceilalți care scriau, dar pe de altă parte... Nu te călca nimeni pe mână. Nici această teorie nu funcționează, dom'le, erai obligat să scrii. Funcționa cenzura interioară, autocenzura la mulți, că domne, nu pot să scriu că nu apare, știi? Și era și cenzura aia și compromisul, care era sub mai multe grade pe care îl făceau ei, în fine. Nu, ți-asumai chestia, deci, încă o dată. Nu, dar spuneam că era în rândul lor și cu Gogu Rădulescu. Gogu Rădulescu era prieten cu Gogu Rădulescu, Ana Blandiana. Eu mă mir că ei nu vor să... Nu știu de ce nu spună. Ana Blandiana avea casă lângă Gogu Rădulescu într-un... nu mai știu cum se cheamă, un sat aici lângă o baltă frumoasă. Era Nicolae Manolescu, era prieten. Era Buzura, era prieten. Dimisianu. Și am fost și eu invitat la... El, Gogu Rădulescu, invitat la el acasă. Avea mare simpatie pentru scriitor, pentru că soția lui fusese scriitoare și venea din când în când la Casa Scriitorilor și stătea la masă cu Eugen Jebeleanu. Gogu era în biroul politic al Partidului Comunist Român. Deci avea funcție. Era o mare figură, da. Și, de exemplu, eram invitat la un festival de poezie la Paris. Nu mi se dădea viza. Și m-am dus la Gogu, am spus, uitați, suntem. Și spunea, dar de față cu mine. Torșul general. Dădea la ăla care era șeful așa, miliției, da. Dom'le, e un tânăr poet, Mircea Dinescu, care e considerat șeful generației lui și nu știu ce. Dom'le, e fiul de Lăcătuș mecanic, este băiat crescut în pământul patriei noastre, nu știu ce. E invitat la Paris, la... Vă rog să-i dați pașaportul, să meargă la Paris, că nu rămâne acolo, nu e, că e un băiat... Bă, și mi-a dat pașaportul. Ion Marin, marele dirijor, a putut să plece datorită, dar el a rămas în străinătate, săracul, Gogu a suferit. Era mare iubitor și de muzică, și de... dar erau oameni, încă o dată, avea bibliotecă pe toți pereții casei lui, știi? Nu erau singuri, mai erau rătăciți acolo. Arată-mi tu acum un politician din ăștia care au doctoratul, dacă îi întreb câte cărți au citit, o să uite la degete, să le numere pe degete. Este o incultură, că vorbeam de incultura lumii noastre, în care umplită. Gândește-te că ăla care a fost ministrul de interne cu Oprea ăla... Era coordonator de doctorat. Deci nu numai că își luase el doctoratul. Deși nu putea să lege cuvinte. Dar el, la rândul lui, a dat doctorate. Cum a dat grade unor oameni care nu au făcut armata, le-a dat grade de colonel, de major, de nu știu, inclusiv astea care acum la Laura Codruța Chioveși. Laura Codruța Chioveși. El a zvârlea cu grade peste tot. Lucruri pe care îl fac și președinții noștri. Cele mai multe grade de general le-a dat Iohannis. Și Iliescu a dat.
Și Băsescu, și la unii care au tras în decembrie, înțelegi? General peste general. Iohannis a decorat cei mai mulți oameni din armată, știu, generali, da, din, da. Păi și din armată era, și din SRI și peste tot. Apropo de premiul pe care l-a luat el acum pentru umanism și drepturile omului. Și drepturile omului, păi primul procuror al Republicii, pus de Iohannis, da, la Lazar, da. Lazar fusese cel care la Sibiu l-a scos de chestia aia cu casele alea luate pe, după colț, în fine, nu știu ce, și după aia l-a pus șef al Procuraturii României, dar ce fusese el înainte 89? Era procurorul folosit de securitate care să le prelungească șederea în pușcărie a celor care măreau împotriva sistemului și făceau mai mult decât erau ei. Aveai 3 ani, venea Lazar și îți mai dădea o prelungire de un an. Nu te-ai comporta ca lumea în pușcărie, nu... Nu cred că prelungire, dar îți bloca dreptul de a ieși anticipat. Mă, chestii de-astea sinistre, înțelegi? Deci, ăluia, pe ăla l-a făcut șeful justiției române, da? Bine, a mai fost și... a primit premiul de la GDS. De la GDS, sinucidere. Atunci a avut loc sinuciderea în masă a GDS-ului, când l-au premiat pe ăsta, știi? Nu mai vorbesc că Iohannis a dat, după ce Quintus, care a fost și el săracul un biet epigramist. Credeam că spuneți biet turnător, că avea numai că a fost un mare turnător, asta. Da. Mai bine scria romane, pentru că avea 2 metri cub de turnătorie, înțelegi? Și care și-a băgat colegi în pușcărie, înțelegi? CNSAS-ul i-a dat verdict de poliție politică, era clar de poliție politică. Băieții i-a scunsese semnăturile de informator, nu-i găsise în fișa lui de informator. S-au găsit, avea 2 până la urmă. După ce au murit, au ieșit la suprafață. Dar erau de ajuns, că erau scrise de ele, s-au făcut, în fine. El a dat în judecată CNSAS-ul, după ce a primit verdictul că a făcut poliție politică, la Ploiești, din orașul unde era el. Când primeai verdictul de poliție politică, trebuia să ți se trimite o hârtie, să vii la CNSAS, ca să ți se arate chestia asta. Și... Onișorul, în stilul lui... Șeful CNSAS, da? Șeful CNSAS i-a dat telefon că el era... nu știu ce era... Președinte de onoare al PNL era. Pe PNL, da. Domnul președinte, știți, s-a votat, din păcate, nu i-a trimis scrisoarea. Și el a dat în judecată CNSAS-ul... Pe procedură, nu? Că nu s-a respectat procedura... Dar nu că n-a făcut poliție politică. Și a ieșit din tribunal și a... Am câștigat împotriva CNSAS-ului. Și gata, a Dar fusese unul dintre mari turnători ai României împreună cu tatăl vitreg al altui prim-ministru, Tăricianu. Dan Amedeo Lăzărescu. Dan Amedeo Lăzărescu, masonul, a dat în gât toți masonii din străinătate, inclusiv să-l vizita pe regele Mihai, și avea și ăsta metri cub de turnătorii săracu, știi? Și apoi le mai lua și nevestele, dar asta e o altă Bun, poveste. Bun, asta e... Era cel mai vechi turnător cu păștate. Era încă din 1948. Cât încă securitatea dacă nu era... Dacă nu cumva, el cred că a făcut și poliție politică. După aia a fost nu, arestat. După aia târziu da. Toți colegii lui au fost arestați în 50, în anii 50. Și el a fost arestat în 58 când s-au schimbat pe la securitate, ăia, nu știu ce înțelege, adică tot așa, dar o mică chestie, nu n-a făcut pușcăria pe care a făcut-o Coposu și toată generația. În fine, sunt lucruri foarte triste. Și el a primit de la Iohannis steaua României pentru, bă, totuși mare turnător. Era apărat în România, mă, ce aveți cu bătrânii, ce aveți cu... Le plăcea că ăștia au fost turnători, erau de-i lor, știi, în fine. Da. Ne întoarcem la cultură, domnule Dinescu, și după o scurtă pauză de publicitate, aș vrea să-mi spuneți în ce relație sunteți cu Eminescu. Ne întoarcem.
Mi-am întors. Domnule Dinescu, în ce relație sunteți cu Eminescu? Bine, o frază care mă derutează. Ce este relație să fii cu Dumnezeu, ca să zic așa? Fiindcă asta este. Eminescu e Dumnezeul literat, poeziei românești. Al poeziei românești. Unii îl contestă, spun că e depășit. Nu, asta fie niște scritori care au anumite probleme sufletești, nu e depășit. Aici e chestia, pentru că există scritori depășiți, într-adevăr. Nu mai pot să citești cei care au pionierii literaturii române, unii dintre ei sunt greu de digerat, dar Eminescu are capodopere, deci ei nu au acest sentiment al capodopere, sunt poezii la care nu mai poate umbla nimeni pe pământ, sunt ca niște fructe divine pe care încă o dată le poți gusta până când v-ați fi terminat și globul pământesc, după ce se vor da bombele astea de care tot vorbesc și rușii și americanii. Deci Eminescu, într-adevăr, a fost un poet genial. Poate mai puțin cu proza, dar eu de-aia sunt că a fost cel mai mare poet, dar cel mai mare scriitor, după părerea mea, este Caragiale, care a fost mare și prozator, și dramaturg, și pamfletar. Cu un umor extraordinar. Și a scris și poezii. Cu umor, de-astea, cum ar veni ușurele, dar genial. Așa. Dar Eminescu, cum să spun, din când în când, cred că în fiecare an, sunt seri în care simt nevoia să... Să-l luați din bibliotecă. Și să recitesc niște poezii. Gândește-te că în clipa în care a apărut el, nu exista, totuși, și Vasile Alexandrie, mai chestii minore, așa, e o poezie, nu e o poezie de forță. De forță. Și nu numai Vasile, și cei dinainte. Dar Eminescu, poate Ghica, doar scrisorile lui Ghica, care scrise înainte, da? Mare scriitor, așa, dar Eminescu este întâiul și poetul fundamental al literaturii române. Nu poți să nu te raportezi la geniul lui, indiferent ce am... A avut noroc literatura română cu acest Eminescu, care a fost înjurat, știi bine, că eu mă dau victimă, cum au înjurat ticăloșii, știi? Păi și Eminescu a fost făcut și de turc, dacă ții minte, și de... nici n-a fost... el n-a făcut compromisuri, și că cineva l-a adus la regina... Elisabeta, care avea un cerc de scriitor, Vasile Alexandrie era, da, cel care... Dar n-a pus botul Eminescu, nu i-a plăcut să devină un poet de curte, știi? În fine, deci n-are sens să discutăm chestia asta. Dar literatură contemporană sau poezie contemporană citiți? Să sunteți interesat? Citesc din când în când, mă duc pe la librării și iau așa. Eu ți-am spus, boala scriitorimii române de acum și poate și din totdeauna, știi că sunt poezi care... au scris și nu știi în ce perioadă au scris ei. Se raportează... dacă trăiești în comunism, nu e posibil să n-ai niște aluzii la lumea din care provin. Nu se poate, mai ales că erau sistemul ăla cumplit, da? Și sunt poeți chiar și marele poet Nichita Sens, care a fost într-adevăr și el un mare poet, înțelegi? A scris foarte mult și în devălmășie, așa? El a scris poezii de-astea superbe, Necuvintele, dar a scris și Roșu Vertical. Nu vorbesc ăștia. Știi că aici, de obicei, să uită lucrurile neplăcute din biografia, da. Roșu Vertical, niște poezii patriotice apărute la editura militară. Și-a dat și el obolul, știi? Las că în poeziile lui, unele genialoide, nu știu dacă sunt scrise... la Londra, cum scria și sau la Frankfurt. Nu au nicio legătură cu lumea în care trăiesc. Există și această poveste. Un poet poate să ignore lumea în care trăiește, înțelegi? Și să trăiască nebunia lui și să ignore lumea. Trebuie să... Dar el implice. Nu a ignorat Nichita. Una, că a scris Roșu Vertical, și două, când am avut ultima întâlnire cu Ceaușescu, și eu nu știu ce naiba, un la care participa și el și nu participa de partea bună,
a lumii scriitorice, ci era cu Eugen Barbu, cu Lân Crăjean, cu nu știu, cu aia care... Care vreau să rupă, de fapt, vreau să facă Uniunea Scriitorilor Comuniști. Când eu am vorbit, știi ce a spus Nichita Sănescu? El vorbea așa ușor, tovarășul Dinescu, de ce îl jigniți pe secretarul general al partidului? M-am rămas uluit. Una că nu îl jignisem. Nu știu ce am spus eu așa. Dar a băgat și el o strâmbă puși de băieții ăia, știi? Deci, ceva cumplit. Eu nu pot să uit chestia asta. Am uitat-o, că nu stresc cu... la o selecție, Nichita Sănescu rămâne în literatura română. Știi, că apoi sigur, e important. Rămâne. Dar să nu uităm aceste compromisuri pe care le-am făcut ei, știi? A mai fost în perioada dumneavoastră vreun poet sau vreun scriitor care să nu facă compromis? Da, au fost poeți care n-au fost. Mulți au fost chiar. Dar care au trăit... Paul Goma, nu? Care a fugit. Nu, Paul Goma... Paul Goma a făcut și el micul compromis, că a intrat în Partidul Comunist săracu, după ce a făcut se pușcărie. Bine, a intrat în 68, el are o scuză. Da, cu tezele. Când a ținut Neanicu discursul ăla, nu știu ce. Dar sunt poeți care... eu știu... Mazilescu, un poet surrealist și nu știu ce, care a murit alcoolic de tânăr și care... Leonid Dimov, fel. Am mai fost poet, de exemplu, Dan Laurențiu, care devenise un poet mistic, așa, scrisese în tinerețe poezii cu partidul, dar le semna Laurențiu Ciobanu. Și când s-a mutat de la Iași în București, Dan Laurențiu i-a pus numele și a scris numai poezie mistică. Dar nu poți să uiți istoria literaturii, trebuie să consemneze. Dar stați puțin că... Alea au fost cu pseudonim. Da, da, nu care, se da, da, da. În fine. Nu, ăla era numele lui real. Pseudonim da, a fost ăsta da, care mistic. A devenit mistic. Cum vedeți faptul că guvernul României alocă 0,1% din PIB pentru cultură și 2,5% din PIB pentru armată? Păi iartă-mă, asta este... ține de schizofrenia politicii românești, pentru că una, ei sunt acultural și n-au nicio simpatie pentru cultură, așa, două, această prostie pe care a făcut-o România sub Iohannis, prostie care va costa poporul român, nepoții, zici, trenepoții noștri, că vor plăti mult de aici înainte. Mă, noi suntem la granița Europei, da? Cu lumea orientală, asiatică. Cu Rusia și cu nu știu ce. Păi noi dacă suntem paznici aici, pe granița asta, noi n-ar fi trebuit să dăm niciun ban pe armele de aia, cu care să apărăm. Normal era, așa cum care ăștia cu cârca arme pentru Ucraina, de ultimul tip, nu știu, în primul rând, armata română ar fi trebuit să aibă parte de aceste arme gratis, că noi păzim acest sector. Păzim Europa, nu ne păzim numai pe noi. Am pus aia de la Deveselu, aia n-am cumpărat-o, cred că ne-au pus ei. Noi trebuie să mai primim încă de 5 ori pe atâta ca valoare ca de miliarde, cu tot soiul de armament modern, să fim instruiți soldații români să apere granița Europei, că noi aici suntem. Grănicerii care erau și pe vremea Imperiului Austro-Ungar în Ardeal acolo, erau și români. Primeau armele de la guvernul Austro-Ungar. Nu-și cumpăra țăranul ăla care era grănicer arma singur. Ori noi ne cumpărăm ca tâmpiții arme la mâna a doua, avioane ruginite, 6 drone, nu știu ce. Păi noi trebuie să avem 1000 de drone. Înțelegi? Iohannis n-a cerut voie, în primul rând, nici guvernului României, nici parlamentului să bage, nu știu, 1 miliard și nu știu cât, sau 3 miliarde în armament. Pentru ce un popor care încă n-are căldură la școli, și școli cu closetul în curte, cu cartiere de amărâți care nu-și pot plăti căldura și lumina. Noi avem abia avem bani pentru ăștia, dar apoi să ne luăm niște arme sofisticate și alea, de fapt, depășite. Noi ar fi trebuit să, dacă era deștept și era un om care iubea poporul român, spunea, domnilor, sunt de acord, băgați, veniți cu trupe, faceți pe aici exerciții, dați-ne arme, nu plătim noi ca să vă păzim pe voi, că noi vă păzim pe voi aici. Da, 2,5% da. E enorm, da, din...
Ori este o nebunie asta, știi? Cum să bagi atâția bani? Pentru ce? Oricum nu va folosi când vor da ăia cu pușcoacele noastre. Educația, bugetul educației plus bugetul culturii e mai mic decât bugetul apărării. Păi vorbeam de analfabeti. Suntem totuși, încă o dată, și nu e unul să zici, măcar un politician de ăsta de prestanță să spună acel, de ce trebuie să spun eu asta? Domnilor, ce fel de strategie avem noi politică? De suntem nevoi să băgăm bani să mâna în buzunarul poporului român, că nu le plătește Iohannis. Iohannis pleacă peste 2 ani să duce la părinții lui, înțeles, și ne lasă cu cocoașa asta de datorii pe niște arme ruginite, de fapt. Avioane luate la mâna a doua, pe care trebuie să le întreținem, care costă, nu știu ce. Încă o dată, în loc, cum era logic, să primim arme, așa cum primesc ucrainienii, ba mai mult decât ucrainienii, să întărim acest flanc, nu? Avem și pe ăsta la NATO, cum îl cheamă? Domnul Joana. Și Joana ar fi crezut, domnule, stați puțin, dai să dăm arme armatei române, să devină o armată modernă, fiindcă păzesc Europa. Pe Joana îl vedeți președintele României în 2024? Da, la un moment apărea că e pe ultima fază, că e foarte bolnav, l-am văzut destul de vioi acum. Într-adevăr, a avut probleme de sănătate, dar și-a revenit. El poate să vină pe chestia asta, că a fost la NATO, nu știu ce, aura de român care a făcut o carieră în lumea occidentală, cu relațiile pe care aia, e posibil. Deci, îl vedeți cu șanse pentru președinte. E o șansă. Dacă apare un mesia al poporului român... El să fie oare? Nu. Să fie doamna Chioveși? Nu, nici atât. Asta Mesia este prostii cu Chioveși sau cu mai noi și cu domnișoara asta de la din Basarabia. Maia cum, Sandu? Da, că candideze. Băi, iarăși ne jucăm, mă, de a președinția României, știi? E ceva foarte trist. Până atunci vedem că în Parlament unii deputați, unii politicieni își bat nevestele. A fost ultimul caz, cel de la Aur. Cum vedeți această violență domestică totuși dusă până în Parlamentul României? Din păcate, Aur, care venea pe o chestie asta de patriotism, nu știe, în dotarea partidului, violența, stilul ăsta de a te duce pe la casele unora și de a striga peste gard la ei. Da, de a le mâzgâli pereții. Merge în Parlament să tragi de unii, să bați. E ceva absolut jalnic. George Simion era să se bată cu ministrul energiei. În mod normal nu trebuie să-l dea afară, că ăla păstra linia partidului, bătându-și nevasta. Violența. Deci, pe de altă parte, sigur, este destul de trist povestea. Cum ajung ăștia politicieni, știi? Înțelegi? Aici e problema. Seninătatea cu care sunt votați și faptul că păcălesc încă după atâția ani, după 30 de ani de capitalism, lumea este așa de ușor păcălită. Vă dați seama că acești oameni care își bat soțiile acasă, care se bat prin Parlament, care sunt violenți, au fost văzuți drept alternativă acum 2 ani la actualele partide? Asta mă îngrijorează mai mult. Da, fiindcă de obicei asta... Când o faci pe patriotul, te bați cu cărămida în piept și tricolorul, cu, da? Știi, cu steaguri, cu cântece de-astea. Patriotismul este tragic, dacă e să fim... Este o mare responsabilitate să fii cu adevărat patriot. În primul rând, se asumă o chestie că dacă ești patriot, chiar trebuie să faci ceva și să se vadă chestia asta, că altfel te sinucizi. Au fost în lume politicieni în Japonia care s-au sinucis pentru că n-au putut să se țină de cuvânt, știi? Conștiința era atât de puternică, deci, încă... Ar trebui să existe conștiință, da? Unde? Mai sunteți interesat de viața politică, domnule Dinescu? Câteodată mă apucă o silă atât de mare, înțelegi, că mă retrage nu numai din viața politică, ci din viața socială total, știi? Deocamdată eu m-am jucat cu emisiuni, cu gătit, cu nu știu că a fost și asta pentru mine, dacă vreau, o terapie. Cred că dacă nu mă bălăcăreau atât de mult chestia, poate că intram în politică și aș fi încercat să fac ceva. De-aia am găsit o supapă de a scăpa, de a uita de chestiile astea murdare, lăturile care s-au vărsat peste familia mea. Maica mea era bolnavă în
în Germania avea leucemie și să scria în România mare țiganca din Slobozia, mama lui Dinescu, pe banii cui stă acolo, plătește KGB-ul operația ei sau nu știu ce. În fine. Și culmea e că aia a plătit-o, era foarte scump, spitalizarea Lambsdorff, președintele Partidului Liberal German, care pe vremea când eram eu arestat, i-a trimis o scrisoare lui Ceaușescu că dacă mi se întâmplă mie ceva, Germania va retrage ambasada. L-am cunoscut după 89, când mi-a apărut carte în Germania, un om foarte drăguț, era mărunt, așa, nobil german, adevărat, știi? Și traducătorul meu a fost la ea și a zis, domnule, uite, Dinescu are o problemă, maică-ți are leucemie și trebuie internată și costă foarte mult pe zi un tratament la un mare spital. Și a plătit domnul Lambsdorff. Când se scria că KGB-ul mă plătește așa și vaca de măsa care nu știu ce, în fine, lui maică-mea băgau România mare pe sub ușă, în Slobozia, securiștea din Slobozia, știi? Că ea nu citea România mare, știi, da? Unde era înjurat, da. Și a avut un șoc, pentru că în clipa când am fost eu arestat la domiciliu, fratele meu a orbit. Ea avea 3 copii. Sora mea era învățătoare pe vremea aia, în fine. Și a fost o dramă dublă la ea. Un fiu care a orbit și un fiu care era arestat și era frică dacă mă omoară sau nu Ceaușescu. Și șocul ăsta a făcut să îmbolnăvească, că de obicei te îmbolnăvești când ai psihic, ai un stres de la cumplit, te îmbolnăvești, nu neapărat de la razele soarelui. Știi? Am ajuns la final. Îmi pare rău că am terminat pe tragism așa, dar asta e societatea în care trăim. Spuneam că o să mă retrag la un moment dat sau mă enervez și intru în politică, nu știu. Dar aș face o politică ca Nevu Mediu. Aș face un partid cu bresle. Deci parlamentul să nu fie alcătuit din oameni aleși pe brezla, eu știu, a țăranilor, să-și aleagă reprezentanți. 50 de aici care să fie în parlament. Brezla doctorilor să aibă 30 de doctori care să fie în parlament. Pe brezle. E cea mai cinstită chestie. Și fiecare își va apăra. Că eu am văzut miniștri ai sănătății care nu țineau nici cu medicii, nici cu pacienții. Am văzut miniștri ai muncii care n-aveau chef să mărească salariile sau pensiile. Ori un ministru este cel care, din contră, el trebuie să insiste. În fine, nu au înțeles rolul lor, de fapt. Ne vedem săptămâna viitoare. Bine. Salut. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem sâmbăta viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, ca de obicei, gândește cu mintea ta. Insider Politic.